Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, care este, așa cum a cântat și corul de fete, este mare, este bun, este sfânt, este minunat, glorie și slavă Lui în veci de veci. Dumnezeul nostru este minunat, este bun. Putem să adăugăm și alte adjective, putem să adăugăm și alte calități. Mărit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, dragi prieteni, scumpă Biserica Domnului, dorim să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu și dorim să privim la Cuvântul lui Dumnezeu, prin care sunt convins că Domnul vrea să ne vorbească unul fiecare dintre noi într-o dimineață ca aceasta, și Domnul să ne întărească, și Domnul să ne ajute, și Domnul să ne sfințească pe unul fiecare în parte mărire și glorie Lui. Pentru că știm că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu puternic și toate lucrurile sunt în mâna Lui, glorie și slavă Lui în veci de veci. Ne oprim în dreptul acestui pasaj din 2 Cronici 13 și vrem să vorbim câteva lucruri despre câteva elemente ale luptei spirituale. Și aminteam într-o împrejurare trecută despre complexitatea, despre cât de amplă este lupta aceasta spirituală în care fiecare dintre noi ne-am angajat. Este o luptă complexă, este o luptă mare, este o luptă deosebit de importantă pentru fiecare dintre noi. Și m-am bucurat mult pentru toate cântările care au fost cântate. Domnul să binecuvinteze toți cântăreții și fie ca inima noastră să fie curățită și sfințită și plină de laudele la adresa lui Dumnezeu și să-i cântăm din toată inima cu toții. Cântarea nu este doar pentru cântăreți, nu este pentru o trupă de profesioniști, pentru o elită de în față, ci cântarea este pentru unul fiecare dintre noi. Și fie ca Domnul Dumnezeu să ne sfințească, să ne binecuvinteze, să ne ajute și să ajungem în ziua aceea măreață și glorioasă în care spune Sfânta Scriptură că ei vor cânta cântarea Mielului și cântarea lui Moise. Adă, Doamne, ziua aceea! Și binecuvântă vocile noastre și binecuvântă antrenamentul nostru spiritual să fim pregătiți pentru nunta aceea minunată, pentru ziua aceea glorioasă. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta! Și una din cântări zicea: cum tremură în mână săgeata în arc de viteaz luptător. Domnul să vă sfințească, să vă binecuvinteze și Domnul să ne sfințească pe unul fiecare în parte, să fim astfel de luptători în această luptă. Iubiți frați și surori, dragul meu prieten care asculți cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem angajați, suntem angrenați în această luptă spirituală, dar avantajul nostru este extraordinar, că încă din start tu pornești cu un avantaj. Și avantajul este că noi știm de la începutul luptei de partea cui este biruința. Mărit să fie numele Domnului. Din start noi știm că Domnul este biruitor, mărire și glorie Lui în veci de veci. De la început știm că Domnul este cel atotputernic. Nu este nimeni mai mare decât El în cerul sus și pe pământ. Când Domnul Iisus a înviat, când s-a ridicat dintre cei morți, El a spus: toată puterea mi-a fost dată în ceruri, sus și pe pământ, mărire și glorie Lui în veci de veci. Orice genunche se va pleca înaintea acestui nume și orice limbă va mărturisi spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este viu, este Domn, mărire Lui în veci. De aceea noi suntem angrenați, iubiți frați și surori, dragi credincioși, suntem angrenați în această luptă spirituală despre care noi știm care este rezultatul, noi știm de partea cui este biruința, mărire și glorie Lui în veci de veci. Noi știm că fiind credincioși, noi știm că ascultând de Domnul și de Mântuitorul nostru, în El suntem, spune Pavel Corintenilor, mai mult decât biruitori, glorie Lui! Nu încape nicio îndoială, nu încape niciun doubt în această privință, că Domnul este Cel care ne asigură biruința. Îmi place așa de mult declarația și descrierea extraordinar din Psalmul 24, când este această chemare a psalmistului, suntem în Psalmul 24, în a doua parte, în care este această chemare, zice: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Și se pune întrebarea aceasta: cine este acest Împărat al Slavei? Și răspunsul 24:8 zice: Domnul cel tare și puternic, mărire Lui în veci de veci. Dar zice mai departe, ascultați cu atenție: The Lord mighty in battle, Domnul cel viteaz în luptă, glorie Lui în veci de veci. Noi știm despre Domnul că este viteaz, pentru că în toată această luptă spirituală El este de partea noastră și El ne dă tărie și putere. Slavă Lui în veci de veci! Spune o cântare: când nu mai poți tu?
Poate El glorie și slavă Lui în veci de veci, pentru că El are toată această putere și revelația și cunoștința care noi o avem despre Domnul nostru, că este viteaz, este că în mijlocul luptelor, în mijlocul înfruntărilor, în mijlocul greutăților și necazurilor, Domnul este Cel care este de partea noastră, slavă și glorie Lui în veci de veci. Uitați-vă la exemplul acesta firesc, pământesc, pe care îl avem în poporul lui Israel, care este înconjurat de milioane de oameni în jur, de țări, care sunt toate arabe, care toate urăsc pe Israel și acolo o mână de câteva milioane de oameni, nici jumate din populația României, și este acolo și viețuiește acolo, ba, chiar duce acum o luptă de luni de zile, un război de luni de zile, în ciuda tuturor musulmanilor și tuturor celor milioanelor de arabi care îl înconjoară. Dacă vă uitați puțin și în istorie, veți vedea și în războaiele moderne pe care Israel le-a dus, cum în războaie de câteva zile sau în războaie împotriva a unor dușmani arabi musulmani, a alianței musulmane arabe care a fost împotriva lui, ei au izbândit mulți din martori oculari declarau că pur și simplu un deșert, parcă din nisip, răsăreau, parcă apăreau tancuri care erau de partea lui Israel. Sigur, astfel de lucruri nu le vom găsi în Wikipedia sau pe internet, pentru că ele țin de supranatural, ele țin de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și sigur că știința și tehnologia lumii acestea nu vrea să promoveze aceste lucruri, dar noi știm că Dumnezeu este Cel care își împlinește cuvântul Lui. Și dacă El a spus prin Moise, și dacă El a spus prin binecuvântările prin Iosua, că unul dintre voi va urmări 1000, atunci când voi sunteți în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își împlinește cuvântul Lui, glorie și slavă Lui în veci de veci. În mod similar, prea iubiților, la fel, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeul nostru este Cel care ne protejează, care ne păzește și ne ocrotește. Eu nu știu situația prin care treci tu astăzi, eu nu știu necazul și problema și dificultățile prin care treci de ani de zile, dar vreau să spun într-o dimineață ca aceasta că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, El este Cel care este de partea ta, mărire Lui în veci de veci. El este Cel care se declară, este Cel care se angajează, El este Cel care îți promite că El va fi cu tine, mărire Lui în veci de veci. Nu-L obligă nimeni la aceasta, nu-L forțează nimeni la aceasta, dar Dumnezeu are bucuria aceasta, Dumnezeu are plăcerea aceasta să declare că El își sprijinește pe cei necăziți, pe cei necazi, pe cei în durere, glorie Lui în veci de veci. Atât îmi place psalmul 139, auzi? 139:5. Atât îmi place, cum zice psalmistul, vă rog să fiți foarte atenți la logistica din această luptă spirituală. Logistica. Fiți, vă rog, foarte atenți. Tu mă înconjori pe dinapoi, da? Deci avem protecție pe dinapoi și pe dinainte, protecție în spatele nostru, în fața noastră, dacă vreți, și îți pui mâna peste mine. Ce mai rămâne? Rămâne, dacă vreți, partea de desubt a picioarelor noastre. Dar știm că Domnul ne cheamă ca noi să fim stabili pe stânca care este Hristos. Ajută-ne, Doamne, să fim credincioși. Noi fiind credincioși și făcându-ne partea noastră și datoria noastră să rămânem stabili pe stânca care este Hristos, Domnul se angajează și ne spune că El ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte și își pune mâna peste noi. Glorie Lui Dumnezeu! Un alt aspect interesant din psalmi, tot în psalmi, îl găsim în psalmul 34. Și vă rog să fiți foarte atenți la un termen aici, pe care îl citim de multe ori și pe care vrem să-l accentuăm într-un mod deosebit într-o dimineață ca aceasta, versetul 7. Îngerul Domnului, vă rog să fiți foarte atenți, the angel of the Lord, zice, tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. The angel of the Lord, spune New King James, encamps all around. New Living Translation spune surrounds, zice acolo, angel of the Lord is a guard. Îngerul Domnului este un paznic, este o protecție. Spune aici în New King James, the angel of the Lord encamps. Encamp înseamnă să, zice traducerea engleză, settle in or establish a camp, especially a military one. Noi am crezut de multe ori că știm foarte bine limba română, dar am fost surprinși să citim în Dex, dicționarul limbii explicative al limbii române, că tabără, cuvântul tabără, este de fapt primordial un concept militar. Și tabără înseamnă un loc de dispunere temporară a trupelor. Tot ce ține de oaste, omul, oameni, corturi, care, animale, care poposește într-un loc. Adică aici cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că îngerul Domnului
tăbărăște, își face tabără în jurul celor ce se tem de El. Pune, Doamne, noi frica de Tine. Noi nu trebuie să ne temem, prea iubiți, nici de oameni, nu trebuie să ne temem nici de situații, nu trebuie să ne temem nici de nu știu, alt valuri, de alte nenorociri și alte lucruri care pot să vină și care vor veni, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Noi singura noastră teamă sfântă trebuie să fie de Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic. Domnul să ne ajute să umblăm în sfințenie și în ascultare de ei pe unul fiecare în parte. Geneza 32:2. O altă tabără interesantă, din nou subliniem că noțiunea de tabără nu este cum știam noi în România, că te duci în camp, în camp așa cu tinerii, cu copiii. Zice 32:2, Iacov, când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus numele Mahanaim, care înseamnă tabără îndoită. Loc în care Dumnezeu, dacă vreți, își trimite trupele Lui speciale să te păzească, să te ocrotească. Ne ducem în Zaharia 9:8. Ne ducem în Zaharia 9:8 și este interesant acolo un verset. Este interesant pe care profetul acolo îl spune și versetul acesta din Zaharia 9:8 este un verset care prefațează, care este înaintea lui 9:9, logic, în care se profețește despre intrarea lui Iisus în Ierusalim. Ei, versetul dinainte de acea prorocie, pe care se referă la intrarea lui Iisus în Ierusalim, spune lucrul acesta. Voi tăbărâ în jurul casei mele, ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și nu voi mai trece asupritor peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei, observați acest angajament al lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui preanalt, că El va tăbărâ, își va face tabăra Lui, își va face locul în care vor fi dispuse trupele cerești, mărire și slavă Lui în veci de veci. Un alt element foarte important, iubiți frați și surori, pentru lupta spirituală, dacă vă uitați în textul în care a fost citit, este pregătirea pentru luptă. Preparation for the battle. Pregătirea pentru luptă. Pentru că dacă zicem și ne rugăm pentru frații păstori, chemarea lor este să păstorească, Domnul să ajute și să-i sfințească la aceasta. Pentru cântăreți să cânte, Domnul să ajute și să-i întărească la aceasta. Pentru cei care fac o diferită slujbă într-un fel sau altul, să-și împlinească slujba aceasta, Domnul să-i ajute și să-i întărească la aceasta. Dar vă rog să notați un lucru, iubiți ascultători, vă rog să notați un lucru foarte important. Fiecare dintre noi este chemat să lupte, să fie angajat în această oaste a Domnului. Exact așa cum se numește acest cult. Oastea Domnului. Noi suntem chemați să fim angajați, suntem chemați să fim soldați în această oaste a Domnului. Fiecare dintre noi este chemat să lupte în rugăciune, să stea în părtășie, să stea înaintea Domnului, în sfințenie, în curăție. Fiecare membru, tânăr, bătrân, femeie, bărbat, copil, fiecare dintre noi suntem chemați la aceasta. Să fim astfel de soldați. Nu există profesioniști și amatori. Toți suntem în oastea lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 10 care a fost citit. Dar cât despre noi, și vom accentua puțin aici acest pasaj, but as for us, dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru. Observați acest plural, nu există separare aici. Aici nu există separare aici. Ei, ăștia, cei de dincolo și noi sau eu. Nu. Există această unitate, există această identificare. Pentru că, dacă vă uitați atent la versetele care au fost citite, există o dezvoltare logică, spirituală, logistică de luptă extrem de importantă. Dacă vă uitați, există această identificare a poporului lui Iuda cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui. Pentru că aici spune Abia, împăratul lui Iuda, noi îl slujim pe Domnul, este Domnul Dumnezeul nostru, ne aducem în fiecare dimineață și seara, arde de tot. Preoții Dumnezeu și preoții Lui sunt cu noi. Și în finalul versetului 12, Iuda spune lui Israel, care era în război civil cu Iuda, îi zice, voi, de fapt, nu vă luptați cu noi, voi vă luptați împotriva Domnului.
pentru că Iuda avea această identificare cu Domnul, cu cauza Domnului, cu lucrarea Domnului. Este extraordinar de important. Zice, copiii lui Israel, nu faceți război împotriva lui. Dar ce era Domnul acolo? Nu se luptau ei cu cei din Iuda? Cu cei 4, cei 800 de mii din Israel nu se luptau cu cei din Iuda? Dar uitați-vă, identificarea cu Domnul și cu lucrarea Domnului. Zice, copiii lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului. Doamne, ajută-ne în viața noastră, în alergarea noastră, să ne identificăm cu Tine și cu lucrarea Ta. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, suntem chemați nu să trăim pe, vom accentua mai târziu lucrul acesta, pe grupări, pe sfere de influență, suntem chemați ca să ne identificăm cu lucrarea lui Dumnezeu. Noi îl slujim pe Domnul Dumnezeul nostru. Sfințește, Doamne, biserica Ta! De aceea ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica, de aceea avem cauza și rugăciunea pentru biserică, ca Dumnezeu să-și facă planul Lui de lucrare prin biserică. Lucrează, Doamne, la aceasta! Și fiecare dintre noi să purtăm rugăciunea aceasta. De aceea, iubiți frați și surori, dragi ascultători, avem toate aceste semnale pe care Duhul Sfânt ni le trimite. Avem toate aceste mesaje. Le ascultăm? Le auzim? Duhul Sfânt care ne cheamă, care ne iese înainte, care strigă din înălțime, pregătire, pregătire, pregătire. Întreb în această dimineață, ne pregătim? Întreb în această dimineață, cum intrăm în luptă? Cum ne pregătim pentru luptă? Vedeți, corpul care este slăbit, care nu mai are puterea aia, nu mai are tăria, este ușor atacat de boală, este ușor atacat de un virus, de nu știu ce microb, este una, două îl răpune. Chemarea fiecare dintre noi este ca să ne întărim spiritual, să creștem spiritual, să folosim aceste discipline spirituale de veghere, de sfințire, de apropiere de Domnul. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Pentru că, de exemplu, uitați-vă la oncologie, la un bolnav care este bolnav de cancer. Cancerul acela îl slăbește, îl trage în jos, îi scade imunitatea, capacitatea lui să lupte împotriva oricărei infecție, oricărui virus banal. Și un virus banal pe care tu și eu, trece o răceală, ceva, trece, suntem bolnavi 2-3 zile, o săptămână, două, o răceală, o febră, ne trece. Dar pentru omul ăla, pentru femeia aceea, este o chestiune de viață și de moarte, că ăla nu mai are imunitate. Și un simplu virus pe care tu îl strănuți în 2-3 zile și scapi de el, ăla îl bagă în ICU, ăla îl bagă la intubare. Și de multe ori se duce și moare, pentru că n-a mai avut imunitate, pentru că n-a mai avut nicio rezistență împotriva bolii. Tot așa și diavolul lansează împotriva noastră acest război de gherilă, acest război de slăbire a imunității noastre spirituale, a tăriei noastre spirituale. El folosește, iubiți frați și surori, dragi prieteni, dragi tineri, el folosește fiecare împrejurare, fiecare situație ca să ne slăbească spiritual. Doamne, trezește-ne într-o zi ca aceasta! Prea iubiților, iubiți frați și surori, drag luptător al Domnului, vrajmașul, el nu umblă așa cu mănuși, el distruge tot ce este în cale, el nu cruță nimic, distruge tot ce este slăbit, tot ce nu are tărie, tot ce nu are imunitate. Ce faci tu pentru tăria ta spirituală, te întreb în această dimineață? Cum îți întărești tu omul din lăuntru? Cum îți întărești tu puterea ta spirituală, tăria ta spirituală? La boxer, nu se zice, trebuie să-și țină garda, să nu-l lovească ăla, că lovește și face knockout. Trebuie să țină acea gardă spirituală. De aceea, uitați-vă, în versetul 10 zice, noi nu l-am părăsit pe Domnul, noi am rămas credincioși, zice, preoții și leviții, zice, stau în slujba Domnului și împlinesc slujbele. Stau eu în prezența Lui? Stau eu în ascultare de Domnul? Și să vă mai spun ceva, îngăduiți-mi să vă mai spun ceva, pentru că am zis că fiecare dintre noi era cel puțin slujba aceasta de luptător. Prea iubitul meu credincios în Domnul, slujba la care Domnul te-a chemat și lupta la care Domnul te-a angajat. Eu cred că Duhul Sfânt îți spune într-o dimineață ca aceasta, împlinește-ți bine slujba. Împlinește-ți bine slujba, nu oricum, nu doar de formă, nu doar să-ți liniștești conștiința, ci cu toată scumpătatea. Dacă slujba, ne referim la slujbele pentru ceilalți slujitori, pentru cele slujbele vizibile,
Pentru unul, fiecare dintre noi suntem chemați să ne facem cu scumpătate slujba la care Domnul ne-a chemat. Nu veni oricum la adunare! Pregătește-ți inima, pregătește-ți sufletul, pregătește-ți viața ta, spune-ți în rânduială, umblarea ta spirituală. Iosua se pregătește de luptă, se pregătește să cucerească, se pregătește să intre și dintr-o dată se întâlnește cu această viziune cerească, cu acest înger puternic și zice, tu ești de-ai noștri sau? La care zice, nu. Zice, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și zice, scoateți încălțămintea din picioare. Dar de ce, Doamne? Că locul pe care stai este pământ sfânt. Mărire și glorie lui Dumnezeu. Locul în care Duhul Sfânt te aduce, iubitul meu prieten, locul în care Duhul Sfânt ne cheamă la părtășie, la rugăciune, la ascultare, la cântare. El nu este așa un loc oarecare, nu este așa un loc oricum. Dacă zic că mă duc la Amos, mă duc la casa unde e fratele Amos. Dacă mă zic că mă duc la fratele Cutare, la fratele oricare, la fratele Cutare sau Cutare, mă duc la casa care îi locuiește familia aia acolo. Când vin la casa lui Dumnezeu, preaiubiților, este locul unde este prezența lui Dumnezeu. Este locul unde se înfățișează Dumnezeu, unde ne vorbește Dumnezeu. Scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un pământ sfânt. Suntem aici datorită bunătății și îndurării lui Dumnezeu. Suntem aici datorită dragostei și credincioșiei lui față de noi, mărire și glorie lui. Zice psalmistul, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, unde am fi fost? Ce s-ar fi ales de noi? Ce s-ar fi ales de noi? N-ar fi nimicit, n-ar fi prăpădit, n-am fi ajuns în fundul iadului, dacă vreți. Dar mărit și binecuvântat să fie numele Domnului, că El, îndurarea Lui, în bunătatea Lui, El s-a îndurat de noi și El ne-a pus picioarele de stâncă. De ce? Ca gura noastră să nu stea mută, ci să cânte și să laude pe Domnul și să preamărească pe El glorie Lui în veci de veci. Dacă citești Biblia la rând și încurajezi pe unul, fiecare dintre noi să facem lucrul acesta, la un moment dat ajungi în Levitic, care zici că e mai greu de citit, dar la un moment dat ajungi în Levitic la un verset extraordinar de interesant, 22 cu 29. Că frații ne toți spun, mă aduceți mulțumiri, hai să mulțumim, să mulțumim Domnului. Și de multe ori parcă suntem așa rapizi și terminăm rapid cu mulțumirea. Dar ascultați ce zice, care este cerința lui Dumnezeu când aducem o mulțumire, când aducem o recunoștință înaintea Domnului. Ascultați cu atenție, zice, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Suntem chemați să aducem inclusiv mulțumirile noastre, Thanksgiving, ca să fie primită de Domnul, ca Domnul să primească jertfa pe care noi o aducem. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră, cu toată viața noastră. De aceea suntem chemați, spre iubiților, în această pregătire spirituală. Nu părăsi adunarea, nu părăsi părtășia, nu părăsi strângerea la oaltă a sfinților. Caută părtășia, caută unde se adună Domnului. Caută să fii și tu acolo, caută să fii prezent acolo. Caută să fii în prezența Domnului. Caută să folosești această disciplină spirituală. Uitați-vă la lumea care ne înconjoară. Războiul din Ucraina, de 2 ani de zile, Rusia nimicește tot, distruge tot. Ce se întâmplă în statele din nord, de lângă țările baltice? Finlanda, anul trecut, în 4 aprilie 2023, au intrat și ei în NATO. Suedia care de 200 de ani, de sute de ani a fost întotdeauna neutră și neutră și în al doilea război mondial, Suedia a fost neutră. Au existat comentarii, chiar au livrat minereu de fier Germaniei prin porturi din Norvegia, dar atitudinea și poziția Suediei a fost dintotdeauna neutră față de nu, nici cu nemții, nici cu americanii, nici cu rușii, nici cu nimeni. Dar acum, văzând pericolul iminent al Imperiului Țarist și al amenințărilor din Est, nu? Din fosta Uniunea Sovietică, tare au vrut și tare au apelat și tare au tras să intre și ei în NATO, să fie sub acoperirea acestui scut militar. Și în 7 martie anul acesta au intrat și ei în NATO. Cum suntem noi?
Unde suntem noi în alianța aceasta spirituală pe care ne oferă părtășia frățească, pe care ne oferă sângele scump al lui Iisus Hristos care a fost vărsat, sângele care a protejat, care ne sfințește, care ne curățește și ne păzește? Unde suntem noi în această alianță spirituală pe care Domnul ne oferă în protecția prin Duhul Său ce Sfânt, prin garda Sa de îngeri? Doamne, ajută-ne să stăm sub protecția Ta! Nu că noi suntem așa și ieșim din... Dacă ați văzut vreo țară din toate astea, din cele 32 de membre NATO că au ieșit din ea, nu știu, n-am auzit așa ceva. Din potrivă, așa cum spuneam, s-au grăbit și astea din nord, țările nordice, să intre și ele acolo, să fie sub această protecție. Tot așa cum... Asta este rostul bisericii, iubiți frați și surori. Chemarea la unitate, să trăim în unitate. Domnul Iisus, vă aduceți aminte, Domnul Iisus se roagă în rugăciunea dumneavoastră, în Ioan 17, mă rog ca ei toți, ce să fie? Să fie una, Doamne ajută-ne și sfințește-ne. Nu există noi și eu, eu și ei, nu, există noi. Noi, despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, noi am rămas credincioși, noi căutăm părtășia, Doamne ajută-ne la aceasta. Să căutăm părtășia, să căutăm sfințirea, să căutăm... Asta este rostul când un leu atacă o turmă de antilope. Nu poți să meargă să o iei pe aia din mijloc. E acolo, în cireada de antilope. Dar știi ce face? O vânează pe una care e mai rătăcită, așa, care e mai liberală, mai la extremă. Și pe aia se duce și o și o prinde. Tot așa, interesant, și când peștii răpitori, când un pește răpitor atacă un banc de pește, e mulți sunt mici acolo, dar câte zei de mici sunt formațiunea aceea în bancul acela și acolo au siguranță și au protecție acolo. Fiecare dintre noi, prea iubiților, iubiți frați și surori, iubiți biserica, rugați-vă pentru biserică, nimeni nu poate să fie izolat fără de biserică. Fiecare dintre noi suntem parte, componentă a Bisericii lui Hristos. El este capul, iar noi suntem trupul. Doamne, ajută-ne să trăim în unitate și în sfințenie și în dragoste divină. Doamne, ajută-ne într-o aceasta. De aceea vreau să-ți spun, prea iubitul meu ascultător, vorbește de bine biserica, spune lucruri bune despre biserică, vorbește pozitiv despre biserică. Pentru că tot ceea ce tu spui, fie bun sau rău, afectează într-un fel sau altul biserica. Hristos te-a chemat, Hristos te-a sfințit, Hristos te-a eliberat, Hristos te-a adunat, te-a adus în familia Lui Sfântă, ca tu să fii un contribuitor, ca tu să fii un mijlocitor, ca tu să fii un ziditor, ca tu să contribui la ridicarea, la întărirea, la zidirea acestui trup glorios, care este trupul lui Hristos, biserica, mărire și glorie și slavă lui în veci de veci. Pentru că Hristos este capul acestui trup. Atunci când tu vorbești bine de pe frați, pe surori, atunci când tu zidești pe frați, pe surori, atunci când tu mijlocești, când tu ridici, tu de fapt faci toate aceste lucruri capului, care este Hristos, mărire și glorie lui în veci de veci. Ce părere ați avea? Zic și așa, ipotetic. Ce părere ați avea că dacă vin la biserică, că vorbeam de loc sfânt, de pământ sfânt, că lângă tine vine și se pune Hristos Domnul? Oare cum aș comporta? Oare cum aș reacționa? Oare ce aș vorbi? Oare cum aș ruga? Oare... Zic o situație ipotetică. Dar știți ceva? Chiar așa este. Mărire și glorie lui în veci de veci. Acolo unde sunt doi sau trei, spune Sfânta Scriptură, adunați în numele meu. Ce se întâmplă? Ce este acolo prezent? Cine este acolo prezent? Hristos Domnul, glorie și slavă lui. Îl vezi tu carnal, cu ochii tăi carnal, pe fratele, pe sora, pe cutare și pe cutare. Dar pentru viața lui, în ființa lui, în ochii lui, în duhul lui, este prezența lui Hristos, Domnul. Și când tu îl binecuvintezi pe El, tu îl binecuvintezi pe Domnul. Și când tu îl apreciezi pe El, și când tu ești o pricină de ridicare, de mijlocire, de construire pozitivă, tu aduci bucurie și satisfacție Domnului, care este capul.
mărire și glorie lui în veci de veci. De aceea nu fi doar un consumator, iubiți frați și surori, nu suntem chemați să venim la biserică să consumăm spiritual ce ni se dă de aici din față, coruri, cântări, predici, îndemnuri, ce mai fi, nu! Nu suntem chemați să consumăm și să mergem acasă și nimic, nu! Suntem chemați să contribuim fiecare. Atât îmi place versetul ăla în care fiecare în parte, zice mădular, în care fiecare își aduce aportul lui, își aduce contribuția lui. Tot ceea ce tu faci, ascultă-mă bine, tot ceea ce tu faci, tot ceea ce tu zici, contribuie la ridicarea sau la îngreuiarea mersului bisericii. Fie ca Domnul să ne ajute pe unul fiecare dintre noi. Fie ca Domnul să ne sfințească, să ne binecuvinteze și gura aceasta și atitudinea noastră și umblarea noastră să fie după rânduiala Domnului. Și voi vedeți aici Abia, nu se izolează, zice eu că sunt parat aici în Iuda, zice nu, nici nu prea zice Abia de el. Zice preoții, leviții, Aron, extraordinar această identificare, cum spuneam aici, această identificare cu lucrarea lui Dumnezeu. În Israel, dacă citiți pasajul, este un pasaj scurt, 22 de versete, în capitolul 13, vedeți că s-a ajuns la o erezie în care nu mai erau făcuți preoți, nu mai erau așa după rânduiala dată prin Moise, prin Aron, după rânduiala dată în Deuteronom, în legile Vechiului Testament, și fiecare mergea și era făcut preot, era făcut levit așa, care cum vroia ca să nu se ducă cei din Israel în Iuda, unde era locul de închinare după rânduiala Domnului. Un alt lucru pe care vrem să-l mai menționăm legat de element important în lupta spirituală este armamentul luptei. The armor of the battle. The weaponry. Ce fel de arme, ce fel de unelte, ce fel de ustensile avem la dispoziție în lupta noastră spirituală. Vă rog să fiți foarte atenți. Versetul 11 care a fost citit. Noi aducem extraordinar. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Doamne, ajută-ne și sfințește-ne și binecuvântă-ne și deschide urechea noastră spirituală să ascultăm cu mare grijă la cuvântul Tău. Zice, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masă cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelul lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Doamne, ajută-ne să umblăm în ascultare. Iubiți frați și surori, iubite tânăr care ești aici în această dimineață, suntem chemați să umblăm în ascultare 100% de Domnul. Dacă așa a zis Domnul, așa voi face. Dacă așa a zis Domnul, pe calea aceasta voi umbla. Te-ai fi așteptat când împăratul Abia rostește acest discurs mobilizator, militar, să zică, noi avem tehnică militară. Avem ultimele descoperiri în materie de rachete, de lansatoare, de ce vreți dumneavoastră, în tehnică militară, dar nu. Interesant, elementul cheie aici, elementul cheie din tehnicile de război este credincioșia și ascultarea de Domnul. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Credincioșia și ascultarea Domnului și vom exemplifica lucrul acesta printr-un exemplu negativ din Psalmul 78. Versetul 9. Avem aici împărăția lui Efraim, seminția lui Efraim, mă scuzați, care posedă aceste armament, aceste tehnică de război. Zice că erau înarmați și trăgând cu arcul. Observați? Erau înarmați, aveau armele necesare și aveau skill-ul acesta, aveau dexteritatea aceasta să tragă cu arcul, așa cum s-a cântat în cântare, ca un viteaz care trage săgeata. Aveau pregătirea aceasta militară. Și totuși, psalmistul zice, dureros, au dat dosul în ziua luptei. Ne întrebăm de ce. Versetul următor, așa cum zice Petru, o scriptură o tălmăcește pe cealaltă. Versetul următor ne zice... Nu, versetul 10, scuze. Așa. De ce? Păi erau înarmați, trăgeau cu arcul, aveau tot ce trebuia aveau, toată tehnica militară.
Nici Israelul nu avea așa, nici rușii nu aveau așa, zice. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui. Iubiți, frați și surori, dragi prieteni, suntem chemați să umblăm întocmai după legea Domnului, suntem chemați să umblăm întocmai după acest dreptar, după aceste precepte și învățături pe care Duhul Sfânt ne-a lăsat scrise pe paginile Sfintelor Scripturi. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Nu este important cât de ocoș ești tu, cât de sfătos, câte facultăți, câte știință ai, câte știi să pui. Este important cât ești de credincios și ascult de Domnul. Saul, câtă vreme a fost mic în ochii lui, cât a ascultat de Domnul, a fost împăratul ales și uns și binecuvântat de Domnul. Atâta vreme cât noi stăm lângă Domnul, Domnul ne asigură biruința în fiecare luptă până la sfârșitul vieții noastre. 2 Timotei 1:13. Zice cuvântul Domnului, suntem chemați să urmăm acest dreptar al învățăturilor sănătoase. Suntem chemați să umblăm după acest dreptar. El ne îndreaptă, ne dă aceste învățături sănătoase pe care le-au auzit, Timotei le-a auzit de la Pavel și să-l ținem cu credința și dragostea care este în Hristos. ESV spune pattern of sound or healthy word, extraordinar. NIV zice pattern of sound teaching, învățătură sănătoasă, învățătură curată, învățătură de pe paginile Sfintelor Scripturi. Iubiți prieteni, dragi tineri, dragi copii, Domnul nu ne vrea să fim cât de cât cu El, în cea mai mare parte, un mare procentaj cu El. El ne vrea să fim 100% ai Lui. Fiule, dă-mi minima ta mie și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu numai că venim la biserică, nu numai că ne rugăm, nu numai că participăm, nu numai că cântăm, sau numai că facem o slujbă, ci să ne găsim plăcerea în asculta de legea Domnului, să ne găsim plăcerea să spunem, Doamne, Te iubesc pe Tine, mântuirea mea, glorie Domnului, să fim pasionați de Domnul, să ne fie drag să fim în prezența Lui, să ne fie, zice, ce frumos și ce dulce este. Să fie frați împreună, să fim în prezența lui Dumnezeu, să Duhul Sfânt să fie prezent între noi, Duhul Sfânt să lucreze între noi. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Zero, iubitul meu, prieten, zero pentru Satana. Să nu dați nici un prilej diavolului, auzi? Zero, nici un procentaj. Vine diavolul să te înșele, să te mintă, să te fure, să te mintă. Nici un procentaj împotrivit să vă lui tari în credință. Folosește acest armament, folosește această armă pe care Domnul ți-o pune la dispoziție. Luca 9:23. Îmi place acest verset pentru că sublinează extrem de clar și extrem de direct această nevoie de predare totală în mâna și în brațul Domnului. Zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să vină. Nu. Zice Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, let him deny himself. Să se lepede de tine, să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu pot să-L urmez pe Domnul. Ascultă-mă bine, prea iubitul meu. Dacă m-am chinuit să-L urmez pe Domnul așa, după capul meu și după mintea mea, a fost poate una din cele mai mari nereușite și cele mai mari tragedii. Ca să-L urmez pe Domnul, în primul și în primul rând trebuie să mă leapăd de mine însumi. Trebuie să mă leapă de pretențiile mele, de eul meu, de egoismul meu, de ideile mele, de ocoșenile mele și așa să-mi iau crucea în fiecare zi să-L urmez. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Ai fi, ori zice de tine că ești redus, că ești înapoiat, că ți-ai pierdut mințele, e ok. Tu trebuie să-L urmezi pe Domnul. Eu trebuie să-L urmez pe Domnul. Eu vreau să fiu cu Domnul. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Pentru că așa ne învață și Petru. 2 Petru 4, primele două versete zice... 2 Petru 4:1-2 zice, ne vorbește despre această, 1 Petru 4:1-2 zice cuvântul Domnului, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trupul, uitați-vă la acest cuvânt, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, acest armament pe care Domnul ne pune la dispoziție, că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul zero pentru Satana. Și versetul următor zice, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Doamne, pune noi voia Ta, pune noi sfințenia Ta, pune noi lumina Ta și călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Și
toată viața care vrem să o trăim, să o trăim după voia, după plan, așa cum zice cântarea aceea, așa cum zice cântarea aceea superbă, voia ta, voia ta, Doamne, în veci, voia ta. Doamne, pune noi voia ta! Pune noi plăcerea și semnificația aceasta și bucuria de a fi în voia lui Dumnezeu. Pentru că ei poți să faci multe lucruri, poți să ajungi departe, poți să reușești multe lucruri. Dar dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, n-ai făcut nimic. De aceea, pentru fiecare dintre noi, este foarte important în lupta noastră spirituală să fim în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne tu la aceasta. Și Domnul să ne ajute, așa cum aduceau cei din Iuda, aduceau jertfele în fiecare dimineață, în fiecare seară, cum aduceau arderile tot, să le aducem și noi înaintea Domnului, să le punem înaintea Domnului și să avem această... Să avem acest program, dacă vreți, să avem acest program în care viața noastră să fie dedicată înaintea Domnului, să folosim aceste, iubiți frați și surori, aceste arme trebuie puse în negoț, dacă vreți, trebuie folosite. Este o cursă a înarmării fără precedent care se întâmplă acum în lume. Uniunea Europeană a dat României vreo 40-50 de milioane de euro să facă muniție, să cumpere armament. Toate țările își construiesc, își fac, pentru că este o nebunie, nimeni nu mai știe ce se va întâmpla cu Rusia și cu conflictul din Ucraina. Și toate țările își etalează tehnica și... Ce facem noi pe plan spiritual? Aceste lucruri, aceste... Când eram în armată la Predeal, era acolo tot felul de arme și tot felul de... Erau vechi. Era tot felul de camioane, tot felul de... Dar n-au mai fost pornite 20 de ani. N-au mai avea nicio valoare. Dacă aceste elemente pe care Domnul ți le pune la dispoziție, eu uit de ele, eu nu le folosesc, ele ruginesc, ele se deteriorează, ele își pierd din eficacitate. De aceea, fie ca Domnul să ne ajute să aducem în fiecare dimineață, în fiecare seară arderile de tot, să aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candele Lui, să avem în fruntea noastră pe Dumnezeu, să avem în fruntea noastră preoții Lui, să avem pe Hristos căpetenia mântuirii noastre și El pe El să-L urmăm, pentru că așa au făcut oamenii lui Dumnezeu, pentru că așa au făcut înaintașii noștri, cei despre care vorbim, despre care cântăm și pe urmele cărora vrem să călcăm. Citim de exemplu despre Avram. Hai să ne uităm la un exemplu în Avram. Genesa 19 cu 27. A amintit și fratele Grigore frumos despre patriarhii, despre înaintașii credinței. Și citim, exemplificăm acest lucru chiar cu Avram. Genesa 19 cu 27 zice: Avram s-a sculat a doua zi dizi dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. S-a dus în locul acela. Ridică acolo, stă înaintea lui Dumnezeu, se duce în locul acela și stă înaintea lui Dumnezeu, zice, dizi dimineață, are programul acesta, are alarma aceasta, are ceasul acesta în care el se duce și trebuie să folosească această unealtă pe care Domnul, iubitul meu prieten, tu ai această unealtă extraordinară în mâinile tale, în cele două mâini tale pe care Dumnezeu ți le-a dat, așa cum ne rugam la rugăciune și pentru tânărul acela de 21 de ani, auzi, la 21 de ani să fii paralizat. Iubiți, frați și surori, este un har că suntem în casa lui Dumnezeu. Se întâmplă în corpul nostru atunci când facem o simplă mișcare, când ne uităm, când ne ridicăm mâinile, când pășim, se întâmplă milioane și milioane de reacții, pentru că Domnul Dumnezeu, în îndurarea Lui și în bunătatea Lui, ne-a creat și ne păzește și ne ține în palmele Lui. Glorie și slavă lui Dumnezeu! Suntem chemați să folosim aceste unelte, suntem chemați să... Ne uităm la Moise, Exod 24 cu 4. Moise 24 cu 4 zice acolo cuvântul lui Dumnezeu despre acest mare om al Dumnezeu, zice: Moise a scris toate cuvintele Domnului. Zice, apoi i-a sunat alarma. Apoi s-a sculat dizi de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru toate cele 12 semințe ale lui Israel. Poate este timpul ca alarma mea să sune pentru zidirea altarului. Poate este timpul ca această unealtă, această armă a trezitului dis de dimineață în care dedic un timp special. Iubiți frați și surori,
Este adevărat că te rogi mergând la serviciu condus, dar să nu spună cineva, să nu spună cineva că te rogi cu aceeași calitate, cu aceeași intensitate, cu aceeași focus, cu aceeași concentrare, ca atunci când te rogi și stai în odăița ta, când ai acel timp dedicat special lui Dumnezeu. Sau când ești în biserică, când suntem la ceasul de rugăciune, când suntem marța, când suntem joia, când suntem, când este stăruință, când este... Iubiți, frați și surori, noi suntem chemați să folosim. Noi nu trebuie să așteptăm aprilie 5 să fie stăruința, noi nu trebuie să așteptăm să fie seara de veghe, să ne rugăm, Domnule, noi trebuie să ne rugăm să folosim aceste unelte în fiecare dimineață, în fiecare seară, în fiecare ceas. Doamne, ajută-ne și sfințește-ne într-o aceasta. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe unul fiecare dintre noi. Și conștientizați fiind de importanța acestor elemente în lupta noastră spirituală. Domnul să ne ajute să le folosim, să le utilizăm și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească și să ne ajute și să ne zidească pe unul fiecare în parte.